În această dimineață, Poliția Municipiului Orșova a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe DN6, în afara localității Orșova, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 60 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea un autoturism pe DN6, zona Valea Cernei, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj. În această dimineață, Poliția Municipiului Orșova a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe DN6, în afara localității Orșova, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 60 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea un autoturism pe DN6, zona Valea Cernei, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj. În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 23 de ani a fost proiectat într-un alt autovehicul condus de un bărbat de 55 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Din accident a rezultat vătămarea corporală a cetățeanului bulgar, a conducătorului auto de 23 de ani și a unei femei de 57 de ani, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 60 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 23 de ani a fost proiectat printr-un alt autoturism condus de un bărbat de 55 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Din accident a rezultat vătămarea corporală a cetățeanului bulgar, a conducătorului auto de 23 de ani și a unei femei de 57 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 60 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.